Tineretul social-democrat din Suceava a organizat în perioada 2-4 septembrie 2016 la Vatra Dornei, sub sloganul Generația 2020, a 6-a ediție a școlii de vară. La eveniment au participat președintele interimar al PSD Suceava, deputatul Ioan Stan, fostul ministru al educației Ecaterina Andronescu, fostul europarlamentar, actual senator Gabriela Crețu, și președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, parlamentari suceveni, precum și membrii ai Biroului Permanent Județean PSD Suceava. Stimați colegi, sunt colegul dumneavoastră, un pic mai în vârstă, inima tot tânără ca dumneavoastră, nu mai pot să de egal, pentru că mă duc mă sfârzit, o deschid poarta, asta e vârsta. Și sunt unul din colegii mei care am apreciat munca dumneavoastră în mod deosebit, și rezultatul muncii dumneavoastră s-a realizat prin promovările care le-am făcut până acum. În urmă cu aproximativ o lună, am fost chiar aici în Vatra Dornei. A fost un fel de întâlnire, de sesiune științifică, pe problema care dezvolta un concept nou de produs montan. Am fost aici, împreună cu profesorul Rei, m-am plimbat puțin prin ceea ce înseamnă Vatra Dornei, și sigur că n-ai cum să nu pleci trist și amărât când afli că aici, în Vatra Dornei, am avut cea mai grozavă fabrică de șvaițer, că era cel mai bun șvaițer și care se trimitea, producea 15 tone și se trimitea în toate țările. Când am intrat eu în Partidul Social Democrat, cu numele lui de atunci, erau puțini cei care știau să vorbească. Era un fel de mă aprob aici, doamna Cate Andronescu, era deja o șansă de afirmare, de a ajunge sus, dacă erai capabil și puteai să stăpânești emoțiile și să vorbești în fața unei săli pline de oameni. Chiar la vârsta aceasta a voastră, viața ne învață că nu sunt atât de multe locuri față de doritorii de a face politică sau față de numărul acelor care s-ar cere să participe la viața politică. Pe urmă, sigur, ideea aceasta de a te situa în fruntea unui grup, de a ajunge deputat, senator, pentru că ți se pare că e o funcție așa, cu o anumită greutate. Vreau să vă zic că am început de jos. Două mandate de președinte TSD județean, un mandat de președinte, de vicepreședinte PSD Național, purtător de cuvânt al organizației județene a PSD 4 ani împotriva lui Fluturi și tot ce însemna sistemul Băsescu, două mandate de vicepreședinte a organizației județene, un mandat de președinte executiv a organizației județene a PSD, două mandate de consilier județean, două mandate de consilier local și acum un mandat de senator pe care îl închei pe 19 decembrie. Da, aveți de ce să vă doriți să faceți politică, aveți de ce să vă doriți o carieră politică. Pentru că gândim ca și în cârtii pe care l-am avut slogan în prezidențiale, gândim la fel. Asta vă doresc și eu dumneavoastră. Deci vă doresc cu tot sufletul, pentru că vor veni vremuri în care poate vom guverna, poate nu vom fi în opoziție. Spunea doamna ministru aici că nu știm să facem opoziție. Așa este, nu știm să facem opoziție pentru că noi suntem acei oameni social-democrați care suntem pașnici, suntem acei oameni social-democrați care nu ne place să aruncăm cu noroi. Președintele TSD Suceava, George Șoldan, a subliniat contribuția tinerilor la alegerile locale, dar și faptul că ei sunt cei care au ales să nu privească de pe margini, ci să se implice cu adevărat în ceea ce înseamnă politica zilelor noastre. Astăzi am demonstrat și noi tinerii că suntem cea mai puternică organizație de tineri din județ. Și sperăm că, așa cum înaintea noastră au fost președinți de marcă aceste organizații, domnul Donțu, domnul Cătălin Nechifor, să ținem și noi steagul sus, să fim asemenea lor, prin organizare și prin determinare. Prezent la eveniment, jurnalistul sucevean Mihai Chira le-a transmis tinerilor prezenți că ar trebui să se țină cont de sinceritate și profesionalism atunci când vine vorba despre relația dintre presă și Partidul Social Democrat. O să o auziți tot timpul. N-avem bani să dăm la presă să ne scrie de frumos.
Doamne ferește, să vă gândiți să strângeți bani ca să vă scrie de frumos. Un ziarist care este cu adevărat ziarist, în momentul în care îi dai 5 lei ca să scrie ceva frumos din prostia pe care o spui tu, se blochează oamenii buni. Acel ziarist nu poate crea ceva când tu îi dai bani să spune că tu ești un deștept, că nu ești, nu știe ce să-ți facă din ceea ce tu scoți pe gură. Nu poți să faci chestia asta. Dacă într-adevăr vă veți gândi să dați bani la presă ca să vă critique cu adevărat, înainte de a scoate prostia aia sau lucrul ăla deosebit pe gură, da, asta vă sfătuiesc să o faceți. Pentru asta există consultanți. Toți dintre noi trecem prin această poveste. Socialdemocrații au luat parte și la diverse activități sportive și distractive în incinta unei baze sportive din municipiul Vatra Dornei.